doriți să deschideți împreună cu mine la Evanghelia după Matei, capitolul 14. Vom începe citirea cu versetul 28. Este umblarea de pe mare, textul care l-am folosit în ultima vreme. Suntem într-o serie de predici din acest text. Matthew, chapter 14, starting with verse 28. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape. Vino, i-a zis Isus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Isus. Dar, când a văzut că vântul era tare, s-a temut și, fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Îndată, Iisus a întins mâna, l-a apucat și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Până aici cuvântul Domnului. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Uh, aseară uh, am fost pe computer și m-am uitat la tinerii noștri care au plecat la Michigan. Uh, au slujit uh, aseară și uh, așa de mult m-am bucurat. Am vrut să vă spun lucrul acesta pentru că știu că noi ne-am rugat pentru ei și pentru plecarea lor. Mai mult am făcut un fundraiser și am strâns bani să sponsorizăm ca ei să poată să se ducă și să se întoarcă. Și vreau să vă spun cu frică de Domnul, fără exagerare, că Domnul i-a folosit într-un mod extraordinar de frumos. A fost o prezență a Domnului deosebită acolo, a fost o ungere deosebită în cântare, am văzut impactul care era în sală, a fost o conferință de tineret la biserica din Troy, Michigan unde este păstor fratele Simi Timbuk i-a fost chemați ca să conducă în worship uh, la programul de sâmbătă seara și așa de mult m-am bucurat vă sugerez dacă vreți este online să-i urmăriți și am vrut să vă spun lucrul acesta, slăviți să fie Domnul uh, nu avem cel mai mare tineret din sudul Californiei, dar Domnul ne-a binecuvântat cu un tineret de calitate și Domnul să-i binecuvânteze foarte mult m-am bucurat și știu că vă bucurați uh, și dumneavoastră. Uh, urmează predicarea cuvântului și, fraților, am pe inimă să vă spun lucrul acesta. Uh, cuvântul pe care îl predicăm noi aici, uh, fiecare predicator care trece pe aici, uh, noi dorim ca cuvântul pe care îl predicăm să fie un cuvânt practic. Uh, un cuvânt care să poată să fie aplicat în viața noastră, atunci când plecăm de aici, să putem să ne asumăm acel cuvânt și să îl practicăm, să îl punem în acțiune în viața noastră. Nu avem intenția niciunul din predicatorii care venim pe aici ca să impresionăm. Cuvântul nu are menirea ca să impresioneze, dar dorim ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să transforme viețile oamenilor. Evanghelia aceasta, fraților, nu este o evanghelie teoretică, nu, ci este o evanghelie practică, care putem să o luăm în viața noastră și să vedem diferența pe care o face. Cuvântul Domnului transformă pe oameni. Și doresc din toată inima ca Domnul, prin Duhul Sfânt, să ia acest cuvânt care a fost predicat și înainte, care este predicat prin cântare, dacă vreți. Sunt mesaje din partea Domnului și în cântări. Cuvântul acesta să intre în viața noastră, să-l asimilăm și să aducă rod în viața noastră. Aș vrea să fac o mică recapitulare la mesajele de data trecută, de ultimele două deți, nu voi merge peste toate, pentru ca să trecem în textul uh, din această zi, să facă sens și să fie o continuitate. Spuneam că noi toți vrem să experimentăm minuni, miracole în viața noastră. Dar ca să experimentăm minuni, miracole în viața noastră, fiecare din noi trebuie să facem ceva. Noi trebuie să ne poziționăm pentru o minune. Noi avem partea noastră de, a, de făcut pentru a beneficia. Și ne-am uitat cu ucenicii aceștia, Domnul s-a uitat la ei după o zi extraordinară, unde a fost înmulțirea pâinilor, au fost... Vedete în aceast, acea zi ucenicii Domnului. Și Domnul îi grăbește, îi silește să intre în barcă. Și ei s-au poziționat pentru minunea care a urmat prin ascultarea lor. Pentru că l-au ascultat pe Domnul și au intrat în barca aceea. Dacă vreți simbolic, barca reprezintă Biserica. Și atunci când noi facem parte din Biserică, din trupul Domnului Isus Hristos, prin faptul că intrăm, suntem o un mădular activ. Noi ne poziționăm pentru minunile Domnului în viața noastră. Apoi spuneam că pentru a experimenta o minune, un miracol, avem nevoie de un cuvânt din partea Domnului. De un cuvânt specific. Ucenicii au avut un cuvânt ca să intre în barcă. Și au intrat în barca aceea că nu a făcut niciun sens. Cerul era roșu posomorât, vântul bătea împotrivă, toate, când se uitau la climă, totul spunea, urmează o furtună. Cred că pescarii, ceilalți care erau pe mare, tot se îndreptau spre mal și aveau un cuvânt, nu voi să mergeți să treceți de partea cealaltă. Și au avut cuvântul acesta, au trecut și au pornit. Dar Petru a avut un cuvânt să intre în barcă, dar n-a avut niciun cuvânt ca să iese din barcă în mijlocul mării. Nu s-a apucat de unul singur să asume că o să fie o minune dacă el în mijlocul mării iasă din barcă. A cerut un cuvânt din partea Domnului. Dar în momentul în care Petru a avut un cuvânt din partea Domnului să vină la el pe ape, Cuvântul acela a fost încărcat cu toate proviziile necesare, cu supranaturalul, dacă vreți, ca el, pentru prima dată în viața lui, să pășească pe apă și să fie un, un rezultat diferit. Dacă de mii de ori, când a pășit de fiecare dată, piciorul lui s-a scufundat, de data aceasta avea un cuvânt din partea Domnului. Și pentru că a avut un cuvânt din partea Domnului, Petru a călcat pe mare ca pe uscat. Și spuneam atunci, noi avem nevoie de un cuvânt din partea Domnului. Uh, nu este bine să fim prezumțioși, să asumăm că este bine să stăm în smerenie înaintea Domnului, să fim în ascultare întotdeauna, la locul care ne-a chemat Domnul. Și acolo unde nu avem un cuvânt, să venim înaintea Domnului și spunem, Doamne, dăm te rog un cuvânt. Petru i-a spus, Doamne, cheamă-mă să vin la tine dacă voiești. Și Domnul i-a dat un cuvânt, vino. Și la situația din viața noastră este înțelept să venim la Domnul și să spunem Domnului, Doamne, am nevoie de un cuvânt, te rog, dăm un cuvânt. Și Domnul este cel care poate să ne dea un cuvânt din scriptură, un cuvânt profetic, să ne vorbească printr-un vis. Domnul are felurile Lui, felurile prin care ne poate vorbi, dar avem nevoie de un cuvânt din partea Domnului. Apoi spuneam că fiecare minune, fiecare mir, acolo necesită un pas de credință. Petru a trebuit să facă ceva care era împotriva naturii, împotriva logicii lui, a trebuit prin credință să facă acel pas. Și vin momente atunci când ne dă Domnul un cuvânt în viața noastră, de obicei, acel cuvânt al Domnului ne cere să facem un pas prin credință. Nu o să fie după logica noastră, nu o să facă sens necesar întotdeauna. Dar atunci când știm, suntem convinși că noi avem un cuvânt de la Domnul, va trebui să facem un pas din credință. Și în momentul când noi pășim prin credință, vom experimenta minunile lui Dumnezeu. Apoi spuneam că ascultarea de cuvântul Domnului, pasul de credință, implică un risc, în ghilimele, din punct de vedere omenesc. Nu? Mă gândesc că a trecut prin mintea lui Petru. Uh, you're kidding, right? Chiar crezi că tu o să pășești pe, pe ape ca pe uscat? Păi există riscul cu valurile astea, cu vântul acesta, să te neci. The moment you step over. Când ne cheamă Domnul să pășim prin credință, fraților, va trebui să biruim imaginile care vin la mintea noastră, care le aduce vrăjmașul și să pășim prin credință. Și am ajuns la mesajul pentru ziua de astăzi și primul punct este că noi suntem cei care determinăm în ce măsură vom experimenta miracolele lui Dumnezeu în viața noastră. De multe ori avem ideea că Domnul are undeva acolo minuni care le împarte la câțiva favoriți și noi nu avem nimic de-a face cu lucrul ăsta. Dacă Domnul vrea să facă o minune, o să o facă. Și dacă nu vrea să o facă, nu o să o facă. Dar aș vrea să vedem din textul acesta că Dumnezeu este suveran și face ce vrea, dar noi avem partea noastră de făcut și noi determinăm, într-o oarecare măsură, cât de mult o să beneficiem sau o să experimentăm minunile lui Dumnezeu în viața noastră. Și aș vrea să observăm ceva din textul acesta. Aș vrea să observăm că ucenicii aceștia au făcut un pas de credință. Toți cei 12. Au făcut un pas de credință prin faptul că au intrat în barcă când vremea spunea că urmează furtună. Domnul i-a chemat să treacă de partea cealaltă și i-au făcut acest pas de credință. 12 ucenici au avut credință să intre în corabie atunci când era risc de furtună, de anec, să se împotmolească. Așadar, ca rezultat, pentru că 12 ucenici au făcut pasul acesta de credință și au intrat în corabie, acest 12 ucenici au experimentat ca rezultat 3 minuni. Toți cei 12. Prima. Toți cei 12 au văzut minunea când l-au văzut pe Domnul Iisus că umbla pe, pe mare, pe ape. Aceasta este o minune extraordinară. N-a văzut nimeni de când a fost pământul. Ei s-au poziționat pentru această minune prin ascultarea lor. A doua minune care au văzut-o. 12 ucenici au urcat în barcă și 12 ucenici au văzut a doua minune. Momentul când Domnul a intrat în barcă s-a mai întâmplat o minune. S-a oprit vântul și valurile. Dintr-o dată, instantaneu. Spune în versetul 32. Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Isus. Și au zis, cu adevărat, tu ești Dumnezeu. Și înainte, versetul 32. Și după ce au intrat în corabie, Domnului Iisus și Petru, a stat vântul. Imaginați-vă, este vânt între 10 și 12 ore. Oamenii aceștia văslesc. Intră Domnul corabie și dintr-o dată. Se oprește vântul, se opresc valurile. Marcu de, relatează același lucru în versetul ș, capitolul 6 cu versetul 51 și spune Apoi Domnul Iisus s-a suit la ei în corabie și a stat vântul. Ei au rămas uimiți și înmărmuriți. El face legătura aceasta. Pe lângă că Domnul vine pe ape la ei, momentul care Domnul intră în barcă, s dintr-o dată vântul. Ceea ce nu era ceva normal era ceva supranatural. A treia minune care au văzut acești 12. 12 ucenici au intrat în barcă, în barca ascultării, și 12 ucenici au experimentat o transportare supranaturală. O teleportare, dacă vreți, în termeni moderni. Ioan, în relatarea de la Ioan, și capitolul 6 cu versetul 21, spune că după ce a intrat Domnul Isus în corabie, și corabia a sosit îndată la locul spre care mergeau. Ei erau la mijlocul mării. A intrat domnul în corabie, au schimbat două vorbe și s-au trezit dintr-o dată la mal. Ceva supranatural. Acești 12 ucenici, prin ascultarea lor, l-au văzut pe domnul umblând pe ape, au văzut că vântul s-a oprit dintr-o dată când el, el a intrat în barcă și au rămas mirați, după 10 și 12 ore de văslit și erau doar la mijlocul mării, dintr-o dată au ajuns la mal. Dar aș vrea să vedem ceva. Din cei 12 ucenici care au intrat în barcă, doar unul a umblat pe ape. 12 au făcut pasul de credință în, să intre în corabie, toți au experimentat acele trei minuni. Unul a avut credință la cuvântul Domnului să iese afară din barcă și doar unul a umblat pe ape. Doar Petru a beneficiat. Dar același potențial de a umbla pe mare era prezent pentru toți cei 12 ucenici. Nu a fost selectat Petru ca să aibă mai mult. Nu, același potențial era pentru toți cei 12. Noi determinăm în mare măsură câte din minunile Domnului vom experimenta în viața noastră. Noi putem să ne oprim, să-l oprim pe Domnul, dacă vreți, în viața noastră, prin credința noastră. Cât de mult îl credem pe Domnul. Și același potențial pentru minuni există pentru toți care suntem aici în această dimineață, în biserică. Știți că Domnul nu se uită la, fa la fața omului. Noi toți avem același potențial, dar nu toți beneficiază la fel. Aceasta este o realitate. Toți au putut să-și uh, rezeme capul pe pieptul Domnului Isus, dar doar unul l-a îndrăznit, Ioan. Credeți că ar fi refuzat Domnul pe ceilalți? Nu cred. Mult mai mulți bolnavi ar fi putut să beneficieze de prezența Domnului și să fie vindecați, dar nu toți au fost vindecați. Versetul 36 din același text când a ajuns Domnul partea cealaltă, bolnavii îl rugau să le, ada, să le dea voie numai să se atingă de, poaina, de, de, poala hainei lui. Și cât s-au vindecat? Și toți cât s-au atins s-au vindecat. Toți acei care au avut credință să vină la Domnul să-i ceară voie, Doamne, îmi dai voie să mă ating de tine? Și Domnul l a spus da. Și toți cei care s-au atins au fost vindecați. Fraților, Domnul vrea să ne spună în această dimineață să nu-L limităm. Să nu limităm pe Domnul prin necredința noastră. Printr-o înțelegere greșită, să credem că Domnul se atinge doar de o categorie de oameni, super spiritual. Petru nu era mai bun decât ceilalți. Domnul vrea să se atingă de fiecare din noi. Domnul vrea să facă minuni în viețile noastre, în familiile noastre, în biserica Emanuel. Și eu cred că Domnul ne cheamă la o mai mare credință, să pășim prin credință ca să beneficiem mult mai mult. În al doilea rând, al doilea punct. Fi prompt în ascultare. La cuvântul Domnului, fi prompt în ascultare. Dacă ai un cuvânt din partea Domnului, dacă ți-a vorbit Domnul, prin cuvânt, profetic, într-un vis, ai don't know, Domnul vorbește în felurite feluri. Dacă ai o poruncă de la Domnul, o chemare din partea Domnului, este foarte important să asculți imediat. Să nu ezitezi atunci când Domnul te cheamă să faci ceva. Dacă vrei să experimentezi minunile lui Dumnezeu, să umbli pe mare, da? Va trebui ca să fim prompt, să ascultăm imediat. Aceasta înseamnă ca noi, ca și indivizi, ca și familii, ca și biserică, să ne asumăm o disciplină spirituală. Care este această disciplină? Atunci când Domnul spune ceva, noi să avem disciplina aceasta, că nu ezităm absolut deloc. Imediat intrăm în ascultare. Dacă Domnul ne cheamă să facem ceva personal, dacă îmi spune Domnul David, fă lucrul acesta, să am disciplina aceasta, să nu stau să mă gândesc și după o zi, două, nu. Imediat să intru în ascultare. Dacă Domnul ne cheamă ceva, ca și familie, ca și biserică, și ne cere ceva, să imediat să ne notăm, Doamne, ce mi-ai cerut? Și la cerința care ne-a făcut-o Domnul, imediat să fim prompt, să intrăm imediat în ascultare. Știți că dacă Petru ar mai fi stat, dacă el ar fi ezitat la chemarea Domnului Vino, eu cred că Petru nu s-ar mai fi pornit niciodată. Pentru că atunci când ezitez, la cuvântul Domnului îi dai timp vrăjmașului ca să vină la mintea ta, la gândul tău cu o mie de ilustrații, cu o mie de scenarii. Să țină mintea atât de ocupată ca să nu te mai poți, să nu poți să te focalizezi pe ceea ce ți-a cerut Domnul. Și dacă ne uităm la toți oamenii mari de credința lui Dumnezeu din Scriptură, fraților, dacă sunteți atenți, dacă ne uităm cu atenție, o să vedem lucrul acesta. O să vedem disciplina aceasta spirituală unde oamenii aceștia, când Domnul le-a vorbit ceva, imediat au intrat în ascultare. Observați când îi cheamă Domnul pe ucenici. Evanghelia după Matei, capitolul 4, cu versetul 18. Și cheamă aici patru ucenici, doi câte doi. Matei, capitolul 4, cu versetul 18. Domnul Isus, pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Isus a văzut doi frați. Pe Simon, zis Petru, și pe fratele său Andrei, care aruncau o omreajă în mare, căci erau pescari. El, Domnul Isus, le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Observați următorul cuvânt. Prompt. Îndată ei au lăsat mrejile și au mers după el. De ce a vrut Domnul ca acest cuvânt să fie acolo în Scriptură? Îndată. Putea să spună și ei au mers după el. Pentru că această disciplină spirituală o găsim la oamenii mari lui Dumnezeu. Îndată ei au lăsat mrejile și au mers după el. De acolo au mers mai departe și a văzut alți doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor Zebedei și își cârpeau mrejele. El, Domnul Iisus, I-a chemat. Care este răspunsul lor? Disciplina lor. Și iarăși, prompt. Și îndată i-au lăsat Corabia și pe tatăl lor și-au mers după el. La întâmplare? I don't think so. Această disciplină spirituală trebuie să facă parte din viața noastră. Și atunci când Domnul ne cheamă să facem ceva, cred că este important să dăm la o parte orice cale de întoarcere, orice ispită de ezitare și vedem lucrul acesta din chemarea lui Elisei. 1 Împărați, capitolul 19 cu versetul 19. Acesta, om al lui Dumnezeu, din nou, este prompt și... Uh, când se pornește pe calea Domnului și taie orice cale de întoarcere, ca să fie sigur că el nu se mai întoarce niciodată. Merge în chemarea care a făcut-o Domnul. Spune că, un împărat, 19 cu 19, Ilie a plecat de acolo și a găsit pe Elisei fiului lui Șafat arând. Înaintea lui erau 12 perechi de boi și el era cu a 12 -a. Ilie s-a apropiat de el și și-a aruncat mantaua peste el. Aceasta este chemarea care a făcut-o Domnului Elisei. Să ia locul, să fie proroc. Elisei a părăsit boii, a alergat după Ilie și a zis, lasă-mă să sărut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma. Ilie a răspuns, du-te și apoi întoarce-te, dar gândește-te la ce ți-am făcut. După ce s-a depărtat de Ilie, s-a întors și a luat o pereche de boi pe care i-a dus jertfă. Cu uneltele boilor le-a fiert carnea și a dat-o oamenilor să o mânânce. Apoi s-a sculat, a urmat pe Ilie și a fost în slujba lui. Elisei acesta, când a auzit chemarea Domnului, când a avut un cuvânt din partea Domnului, a făcut ceva, a ascultat imediat. A încheiat toate, cortul, toate conturile lui, boii, felul lui, da? deci meseria lui, ceea cu care își câștiga viața, a jerfit-o acolo, da? deci a, a tăiat boia aceea și a fert carnea instrumentele, uneltele cu care lucra el, da? dacă era mecanic, cheile, toată mașinăria a ars-o. Nu mai era nici o cale de întoarcere. A fost prompt, decisiv și categoric în ascultare. Și a primit o putere îndoită. A lucrat Domnul prin el într-un mod extraordinar. Aș vrea să ne uităm la un ucenic care nu avea această disciplină spirituală de a fi prompt. Matei, capitolul 8, cu versetul 21. Un alt, alt om al lui Dumnezeu care are chemare. Un altul, care era dintre ucenici, i-a zis, Doamne, dă voie să mă duc mai întâi să îngrop pe tatăl meu. Vino după mine, i-a răspuns Isus. și lasă morții să-și îngroape morții. Aș vrea să observăm ceva aici. Tatăl acestui ucenic nu era mort pe masă și urma un serviciu de privechi. Nu, tatăl acestui om se înțelege, era în vârstă, probabil că mama lui trecuse la cele veșnice și el doar a spus, da, Doamne, vreau să te urmez, dar știi ce? Trebuie să am grijă de tata. Și era, vorba era să îngrop, adică să fiu cu el până Va trece la cele veșnice, îl voi îngropa și atunci o să merg după tine. Și Domnul spune, nu, nu, nu. Dacă tu vrei să fii în slujba mea, trebuie să fii prompt. Când eu te chem să faci ceva, lași toate lucrurile și vii după mine. Asculți imediat și vă întreb. Credeți că atunci când Domnul a făcut chemarea acestui ucenic, nu a avut în vedere tatăl acestui ucenic? Nu l-a avut Domnul în vedere pe, acest, pe tatăl acestui ucenic? Absolut că l-a avea în vedere. Domnului nu scapă absolut nimic din vedere. El cunoaște toate problemele noastre, dificultățile cu care ne confruntăm. El niciodată nu o să ne ceară ceva care să fie un imposibil, ca să fie o contradicție în viața noastră, să se contrazică cuvântului. Nu. Domnul ia toate lucrurile în calcul. Dacă noi vrem să vedem pe Domnul la lucru, în biserica noastră, în viața noastră, fraților. El ne cere această disciplină. Când Domnul vorbește, să fim prompt în ascultare. Când Domnul i-a zis lui Petru, vino, Petru n-a mai ezitat. S-a ridicat de pe pâncuța lui acolo din barcă și a pornit direct spre Domnul Isus. Și ca rezultat a experimentat această minune să umble pe mare. A fost primul păcătos, de pe pământ, să umble pe apă ca pe uscat. A fost prompt. Și aș vrea să ne întoarcem la noi, la Biserica Emanuel. Domnul a promis lucruri așa de frumoase pentru Biserica noastră. Și ne plac, nu-i așa? Mă bucur de fiecare dată când Domnul ne reamintește. Am făcut promisiunea acestei biserici. O trezire extraordinară. Ne promite în alte cuvinte să pășim pe ape, da? adică ceva miraculos. Știți că de multe ori promisiunile Domnului sunt condiționate? De cele mai multe ori sunt condiționate, așa este. Și atunci când Domnul ne face promisiuni, noi ne focalizăm pe promisiunea lui Dumnezeu. Și după aia Domnul mai spune, da, că vei face așa, 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 așa. Și știți, noi luăm promisiunea care a făcut-o Domnul și îi aducem aminte Domnului. Doamne, tu ai promis, doamne, tu ai promis, parcă Domnul ar uita ceea ce ne-a promis. Și se întâmplă ceva. Noi ținem minte ceea ce îi aparține lui Dumnezeu și lăsăm pe Domnul să își aducă el aminte de ceea ce ne aparține nouă. Nu. Condițiile sunt ceea ce ne aparține nouă. Promisiunea îi aparține lui. Și Domnul ne-a făcut promisiuni care au fost condiționate. Și aș vrea în această dimineață să ne uităm la câteva din condițiile care ni le-a dat Domnul. A făcut promisiuni pentru noi, pentru biserica noastră, și-a pus câteva condiții. Ne-a cerut să ne iertăm unul pe celălalt. Spus, voi face lucruri minunate în locul acesta. Dar a văzut că lipsea lucrul acesta. Și vă întreb în această dimineață, fiecare din noi, ne gândim la noi înșine, nu la altcineva, am iertat eu pe absolut toți? Pentru că este o condiție care ne-o cere Domnul, la care noi trebuie să fim prompt. Momentul când a făcut Domnul cerința aceea, trebuie o evaluare. Doamne, care este pe care nu l-am iertat? Acum, în momentul acesta, al iert. Ne-a cerut Domnul să dăm mână de pace. Și din nou, fiecare să ne uităm la noi. Am dat eu mână de pace cu absolut toți, cât atârnă de mine, Domnul Necire, să fim prompte în ascultare. Să iertăm și să dăm mână de pace cu cei care ne-au greșit. Ne-a cerut Domnul ca să ne iubim. Și, din nou, ne facem o evaluare. Doamne, iubesc eu pe absolut toți. Știți că în ziua aceasta, la cină, noi trebuie să ne aducem aminte exact de lucrul acesta? La cină este oportunitatea când fiecare din noi venim cu inima noastră înaintea Domnului și spunem, Doamne, luminează-mă prin Duhul Sfânt și dacă este ceva care trebuie să rezolv în viața mea, în inima mea, acum o fac. Nu este vorba că dacă găsim ceva în inima noastră, când suntem cercetați de Duhul Sfânt, să nu -l luăm cine. Nu! Ne cercetăm, Domnul ne arată greșelile din viața noastră. Și noi într-un moment ne pocăim. Doamne, dacă trebuie să fac ceva, rezolv. Dacă trebuie să ier, dacă trebuie să o fac, Doamne. Și apoi așa să luăm cina Domnului. Oamenii matur spiritual intră prompt în ascultare. Nu fac scuze, no excuses, no exceptions. Frați, dragi, cred că a sosit timpul pentru fiecare din noi și noi, ca și biserică, să devenim radicali, radicali în ascultare. Fără scuze, fără excepții. Să, să oferim iertare, să dăm mână de pace, să oferim o iubire autentică. Să nu mai așteptăm, să nu mai întârziem. De multe ori, fraților, noi așa de mult, Domnul ne-a promis trezire în locul acesta și. Noi o dorim așa de mult, ne bucurăm că Domnul ne cercetează în biserică, fraților, să știu că sunt așa de mulțumit. Îi mulțumesc Domnului că Domnul se prezintă în adunarea noastră. Îi mulțumesc Domnului pentru cercetarea Duhului Sfânt care ne o face așa de des. Așa, mă bucur când vin aici. Mă bucur, așa de mult m-am bucurat aseară când m-am uitat la tinerii de acolo, m-am bucurat cu ei. Și ce a făcut Domnul și mă bucur. De multe ori, însă, noi vrem ca să împlinim promisiunile lui Dumnezeu, ceea ce ne-a promis el profetic, prin modalități omenești. În loc să fim radicali în ascultare, să lăsăm pe Domnul să împlinească ceea ce a promis el. Este foarte ușor să fim influențați din, de lumea din jur. Vrem ca biserica aceasta să crească. Păi ce fac cei din lume? Să apelăm la metode omenești. Ce fac cei din lume? Find out what a customer wants. Știți că sunt biserici care cresc în, în felul acesta? Angajează experți care fac un studiu în zona unde ești și află ce vor oamenii din zona aceea. Și unii spun, a, vreau ca a, să fie programe la Sunday School, să fie Vacation Bible School, să fie și atunci o să fiu membru din biserica aceea. Doresc să fie grupări pentru uh, tineri, pe, pentru familiile tinere, să fie activități din și atunci o să merg. Și oamenii aceștia pun la cale biserici cu toate aceste strategii. Și nu pot să spui că toate strategiile acestea sunt păcătoase, dar nu începem corect. Nu începem cu ceea ce ne-a cerut Domnul. El are un plan pentru viața noastră, pentru familia noastră, pentru Biserica Emanuel. Și fără să re realizăm, sacrificăm esențialul, să venim la Domnul, Doamne, care este inima ta pentru noi? Care este inima ta pentru Biserica noastră? Și începem noi cu strategii omenești. Ne adunăm, facem comitete, grupări, cum să reușim. Care sunt strategiile? Să dăm oamenilor ce doresc. Spunea Domnul Isus în Matei, capitolul 6, cu versetul 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Când vorbește de a căuta împărăția lui Dumnezeu, prin aceasta înțelegem, căutați interesele împărăției lui Dumnezeu. Nu Scopul nostru nu este aici ca să răspundem la nevoile oamenilor. Scopul nostru este să fim aici să răspundem Domnului și intereselor Lui, care automat interesul Domnului este pentru oameni. Automat Domnul o să vindece, o să restaureze, o să mântuiască, o să-i libereze. Dar noi trebuie să începem cu Domnul. Vă întreb, fraților, Câte comitete și sesiuni de strategie pentru creștere a avut Biserica Primară de la Ierusalim? Imaginați-vă, 12 aceia să, să ucenicii cu, să se adune acolo și să spună hai să facem o strategie pentru creșterea bisericii. Cum, o să, cum să răspândim noi Evanghelia aceasta până la capătul pământului? Dai, un, 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 am spune noi o țintă atâta de nobilă. Câte comitete și sesiuni de strategie a avut Biserica Pentecostală primară, dacă pot să-i spun așa, din România? Și s-a împânzit și a crescut cu o repeziciune extraordinară. Care a fost strategia lor? Au avut sesiuni regulate de rugăciune, unde și-au plecat genunchii înaintea Domnului ca El să le dea strategiile au stat în smerenie, în post și rugăciune înaintea Domnului ca El să le reveleze ce au de făcut. Și Domnul le-a arătat ce au avut de făcut. Știți că oamenii moderni astăzi își bat joc de o astfel de strategie? Dacă spunem fraților, haideți să postim și să ne rugăm și aceasta este strategia pentru noi. Spune, that's a joke. Poș și rugăciune. But we're smart guys. Putem noi să facem strategii, să ne adunăm, punem oameni în charge pentru diferite strategii. Să postești, să te rogi, pare o strategie înapoiată și demodată, dar este standardul biblic care dă rezultate extraordinare. Haideți să ne uităm la o biserică care a avut un mare succes, Biserica din Antiohia. Este primul loc unde cei din lume au spus credincioșilor creștini, adică cristoși Christo, mai mici, oamenii aceia când se uitau la ei îl vedeau pe Hristos. O biserică cu impact extraordinar, de a trimite misionari, de a impacta lumea din jur. Care a fost strategia lor? Care erau sesiunile lui de, lor de strategie? Faptele Apostolului, capitolul 13, cu versetul 2. Ce făceau ei? Strategia lor. Pe când slujeau Domnului și ei posteau, Duhul Sfânt a zis, observați, ei erau în post și în rugăciune înaintea Domnului, slujeau înaintea Domnului și Duhul Sfânt inițiază. Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrare pe care i-am chemat. Cine i-a chemat? Biserica, Comitetul sau Duhul Sfânt? Duhul Sfânt. Atunci, care a fost strategia lor? După ce, din nou, au postit și s-au rugat. Și-au pus mâinile peste ei, adică i-au ordinat pentru slujbă. Și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Barnaba și Saul, observați, trimiși de cine? În Dedul Sfânt, s-au coborât în Seleucea și de acolo au plecat cu Corabia la Cipru. Aș vrea să vedem ordinea de ascultare la cuvântul Domnului, de a fi prompt în ascultare. Ei slujeau Domnului prin post și rugăciuni. Aceasta era strategia, aceasta era partea lor. Doi, activitățile lor erau inițiate de Duhul Sfânt, doar de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a zis, puneți deoparte. Nu au îndrăznit să ordineze pe aceștia până din nou s-au postit și s-au rugat. Și apoi tot Cuvântul ne spune că trimiterea lor, a lui Barnaba și a lui sau, n-a fost de oameni și de Duhul Sfânt. Și aici găsim o lege spirituală pentru noi. Ceea ce seamănă omul, aceea va secera. Dacă noi semănăm în firea pământească, în firea pământească, adică ce gândesc eu, ce simt eu, ce voiesc eu, vom culege tot din firea pământească lucruri pământești. Dacă noi... Ne organizăm viața noastră după mintea noastră, după gândirea noastră, după ce simțim noi. Dacă organizăm biserica după ce gândim, ce simțim și ce voim noi, rezultatele vor fi firești. Dar dacă semănăm prin Duhul, în Duhul, nu poți să culegi altceva. Dacă mergeți în grădină la dumneavoastră și puneți sămânță de grâu, nu o să iasă porumb. Nu, pentru că sămânța a fost de grâu și atunci iasă grâu. Și dacă puneți sămânță de porumb, nu o să iasă roșii. E o lege. Aceeași lege este spirituală, fraților. Dacă noi semănăm în Duhul, în post și în rugăciune, lucrurile inițiate, născute din Duhul Sfânt, recolta va fi din Duhul Sfânt. Dacă strategiile noastre sunt strategii omenești, recolta va fi una omenească. Nu noi zidim biserica, nu strategiile noastre. Domnul este Cel care zidește biserica. În Matei, capitolul 16, cu versetul 18, Domnul Iisus spunea, eu voi zidi biserica mea. Știți, biserica aceasta nu este a mea, nu este a fraților păstori, nu este a comitetului. Biserica aceasta este a Domnului Iisus. Noi toți îi aparținem Lui. El este capul bisericii. El este Cel care hotărăște. Datoria noastră este să fim prompte în ascultare. Să venim la El și să spunem, Doamne, Tu ești capul. Doamne, Tu condu viața mea. Doamne, Tu condu familia mea. Doamne, Tu condu biserica, Emanuel, este a Ta. Noi, Doamne, ne smerim și vrem să fim prompte în ascultare, să ascultăm repede. Dacă noi credem că Domnul o să lucreze după cum ne imaginăm noi, o să greșim. Dacă noi credem că Domnul lucrează numai printr-o singură categorie de oameni, prietenii noștri, ne înșelăm. Dumnezeu lucrează cu cei smeriți, cu cei predați, cu acei care se roagă ca Domnul totuși facă-se voia ta, nu voia mea. Suntem gata să lăsăm pe Domnul să lucreze în viața noastră, în familiile noastre, în biserica Emanuel, așa cum vrea El. Să ne ajute Domnul la aceasta. Chemarea Domnului pentru Petru, să vină la el pe ape nu a făcut niciun sens din punct de vedere omenesc, din punct de vedere rațional. Petru nu a ieșit din barcă, nu a făcut o ședință de comitet cu ceilalți din barcă să iau un vot să vadă care este voia Domnului. Haideți să votăm, suntem 12, să aflăm care este voia Domnului. Nu, avea un cuvânt din partea Domnului și au ascultat de acel cuvânt. Chemarea aceasta nu are nimic de a face cu voința și inteligența omului, și Domnul ne cheamă să ne întoarcem în smerenie și atunci când Domnul vorbește să fim prompt în ascultare. Și în al treilea rând, aș vrea să ne uităm la o scuză. Nu toți suntem Petru. Știți, ne uităm de multe ori la acest om al lui Dumnezeu și spunem, Minunile acestea nu sunt pentru mine, sunt pentru o singură categorie de oameni. Oameni curajoși, oameni tari, Domnule. Petru înseamnă piatră, plin de curaj, stabil, puternic. Da, într-adevăr, Petru înseamnă piatră. Dacă pui o piatră pe apă, ce se întâmplă cu ea? Nu contează cât de tare ești, te scufunzi repede. Când este vorba de supranatural, de minunile lui Dumnezeu în viața noastră, nu contează cât de curajoși suntem noi. Avem scuze de multe ori. Nu vezi că ceilalți 11 au rămas în barcă? Și tragem o concluzie falsă de multe ori și spunem că minunile sunt pentru unii, pentru cei mai curajoși. Da, într-adevăr, ceilalți 11 au fost mai fricoși decât Petru. Dar știți că nu a fost destinul lor ca să fie mai fricoși decât Petru. Știți că oamenii aceștia n-au rămas fricoși? Că au fost transformați? Majoritatea au murit ca și martiri, plini de curaj, au mers până la capătul pământului. A fost o transformare. Dacă noi suntem slabi astăzi, dacă suntem fricoși, asta nu înseamnă că starea noastră de astăzi este destinul nostru. Noi putem să fim transformați, putem să devenim oameni curajoși, oameni care pășesc prin credință, ies din barcă și umblă pe ape. Cum au ajuns acești oameni fricoși ca și noi să fie curajoși? au ajuns la concluzia că nimic bun nu locuiește în firea lor pământească. Toți l-au trădat pe Domnul. Toți au rămas dezamăgiți de, de ce erau în ei. Și știți câteodată, Domnul ne lasă să rămânem dezamăgiți de ce este în noi. Și cel mai minunat lucru. Când rămânem dezamăgiți și spunem, Doamne, am falimentat. Doamne, am crezut că sunt mai credincios. Doamne, am crezut că, că la greu nu o să cărtez. Doamne, am crezut că. În acele momente nu este momentul să rămânem acolo. Este momentul când să ne uităm și spunem, Doamne, eu nu pot, dar Tu poți. Ucenicii aceștia au experimentat minunea nașterii din nou. A fost un lucru extraordinar. Ucenicii aceștia au experimentat botezul cu Duhul Sfânt. Și în ziua când au fost botezați cu Duhul Sfânt, Petru, care și el s-a lepădat de, de, de Domnul, a stat în picioare și a vorbit la mii de oameni dintr-o dată, fără frică. De ce? S-a schimbat ceva în lui. A devenit mult mai curajos. Oamenii aceștia și-au răstignit firea lor pământească. S-au purtat aspru cu trupul lor. Știți, de multe ori noi nu pășim prin credință pentru că suntem așa de conștienți de noi și ne focalizăm atât de mult pe ceea ce gândim noi, pe ceea ce simțim noi. Noi dăm o importanță prea mare la ce gândim noi, la ce simțim noi uh, uh, și, și la voința noastră, la ce vroim noi. Nu știu dacă v-am mai spus, dar uh, era un om care avea doi câini și în weekend făcea bani cu câinii aceștia că îi punea să se bată și oamenii pareau pe care câinii o să câștige. Și cineva a observat de la o bucată că omul acesta, el totdeauna paria corect. Și făcea bani și după ce s-a terminat lupta aceea, a mers la el și a întrebat, dar cum de tu totdeauna uh, uh, nimerești care câini o să câștige? Și spunea el, dar în timpul săptămânii eu sunt cel care le dau de mâncare. Deci el într-o săptămână dădea de mâncare la un câine care se întărea și pe celălalt îl flămânzea. Și după o săptămână de foame, cel mai slab la sfârșitul săptămânii, când îi punea să se bată, cel mai slab pierdea și cel care era mai tare câștiga. Morala este aceasta. Ceea ce hrănești va fi întotdeauna mai tare. Dacă hrănești omul tău lăuntric, omul duhovnicesc, omul tău duhovnicesc va fi mai tare. Dacă hrănești omul tău firesc, omul tău firesc o să fie mai tare. Dar noi decidem care om hrănim. Dacă hrănim pe omul nostru duhovnicesc sau dacă hrănim pe cel firesc. Știți că sufletul nostru este făcut din mintea noastră, voința noastră și emoțiile noastre. Este sufletul, firescul, dacă vreți. Dar la început, fraților, nu era a, a, firescul pe tron. Când l-a creat Dumnezeu pe om, pe Adam și Eva în grădina Edenului, noi suntem trup, suflet și duh. Duhul era pe tronul vieții lui Adam și a lui Eva la început. Duhul omului care comunica cu Dumnezeu. Sufletul lui Adam, mintea lui, voința lui, sentimentele lui, era robul duhului. Mintea lui s-alinea cu ce spunea Duhul, voința lui s-alinea cu ce spunea Duhul, sentimentele lui s-alinea cu ce spunea Duhul. Dar după căderea în păcat, când Duhul omului a fost despărțit de Dumnezeu, s-a întâmplat ceva. Sufletul s-a transformat din rob în stăpân, s-a urcat pe tron. Și dintr-o dată Adam și Eva și omenirea a început să facă nu ceea ce spunea Duhul lui Dumnezeu, care comunica cu Duhul omului, nu, acum s-a urcat sufletul pe tron, ce gândesc eu, ce voiesc eu și ce simt eu. Și fără să ne dăm seama de multe ori pe tronul vieții noastre este firea noastră, sufletul nostru. Domnul ne cheamă să facem anumit pas, dar eu gândesc diferit. Cine e pe tron? Sufletul meu. Domnul mă cheamă să, 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 să fac ceva, dar eu simt altfel. Fac ce simt eu. Știți, aceasta este diferența între un om firesc și un om duhovnicesc. Un om firesc nu înseamnă un om păcătos, care bea, își bate nevasta, care vorbește urât. Nu. Un om firesc înseamnă omul acela care el decide ce se întâmplă în viața lui, care nu ascultă de ce spune Duhul Domnului. În controlul vieții lui este el ce gândește el, ce simte el și ce voiește el. Un om duhovnicesc face din nou din sufletul lui un rob al Duhului. Un om duhovnicesc stă, hrănește omul lăuntric cu cuvântul lui Dumnezeu, stă în poși, în rugăciune, întărește omul duhovnicesc. Și când Domnului spune ceva în Duhul lui, el ascultă. Atunci când sufletul lui, mintea, voința lui, sentimentele lui protestează, îi spune, tu ești un rob, eu ascult de Duhul Domnului. Mă rog ca să facă din noi toți, Domnul, oameni duhovnicești. Oameni care atunci când ne vorbește Domnul să fim prompt în ascultare. Să nu spunem, o, oh, a fost doar pentru Petru, nu este pentru mine. Toate lucrurile sunt cu putință pentru cei care cred. Și o disciplină ca să slăbească omul acesta firesc, fraților, este postul. Atunci când eu postesc, stomacul meu strigă, mi foame, o să mor, nu mai pot. Și tu îi spui, nu e adevărat, și în momentele acelea, omul fire slăbește, omul duhovnicesc crește. Să ne ajute Domnul să facem lucrul acesta. Apostolul Pavel spunea în 1 Corinteni, capitolul 9, cu versetul 27, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovătit altora, eu însum să fiu lepădat. El spunea, nu vreau vreodată ca sufletul meu să ajungă pe tron, vreau ca Duhul Domnului să fie pe tron. Dragi frați, vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să intrăm într-o rugăciune de mărturisire înaintea Domnului. Și în primul rând să-i cerem Domnului iertare că de multe ori am fost firești și că sufletul nostru, gândirea mea, voința mea și sentimentele mele au fost pe tron și nu Duhul Domnului. să cerem Domnului ca să vină din nou să-și ia locul de cinste pe tronul vieții noastre prin Duhul Lui să cerem Domnului să ne umple cu Duhul Sfânt. să cerem Domnului să ne umple cu putere ca să facem voia Lui și în rugăciunea aceasta să iertăm, să dăm o mână de pace, să facem o, o, o regulă să și aducem toate conturile la zero. să invităm pe Domnul să ne cerceteze. Să-i spunem Domnului că vrem ca El să-și împlinească planul Lui pentru noi, pentru familiile noastre, pentru Biserica Emanuel. Și în timpul acesta invit pe toți frații slujitori să vină sus, să ne rugăm.